Cum iau naștere coșmarurile? Coșmarurile au cu siguranță la bază niște frici. Știm că, în general, copiii se confruntă cu tot felul de situații neplăcute, cu vise, pentru că ei au cele mai multe frici și, de obicei, în copilărie apare acea teamă de abandon, pentru că tuturor ne-a fost frică la un moment dat să nu ne pierdem de părinți sau să nu se întâmple ceva cu părinții. Drept pentru care și eu personal mi-aduc aminte că cel mai urât vis din copilăria mea a fost cum că mă urcam într-un tramvai, părinții mei n-apucau să se urce și tramvaiul pleca și eu mă despățeam de părinți. Țin minte că m-a marcat foarte tare acest vis și știu că toți copiii cu care lucrez și care îmi vin în cabinet adesea povestesc vise în care spun că și-au pierdut părinții, s-au rătăcit, îi căutau sau le auzeau vocea și nu-i vedeau. Deci teama aceasta de anxietatea de abandon sau de despărțire, de pierdere, ne macină pe toți. Și de obicei pe copii, sigur că apar aceste coșmaruri. De asemenea, atunci când presiunile sunt foarte mari din partea familiei, trebuie să înveți, trebuie să iei bacul, trebuie să faci, trebuie să dregi. E ok că ne dorim să facem lucruri, numai că trebuie ca aceste îndemnuri să fie constructive și să nu constituie niște presiuni destructive asupra copiilor și adolescenților. Din aceste presiuni, cum le percep ei, apar acele vise în care simt că n-au făcut suficient sau că au picat la examene sau că au luat note proaste la teze și așa mai departe. Sunt coșmaruri. Chiar dacă pentru noi adulții, faptul că un copil sau un adolescent visează că a picat un examen reprezintă o nimica toată, că doar toți am trecut prin examene, pentru copilul acela sau pentru adolescentul acela este un lucru extrem de important, pentru că marchează un moment important din viața lui. Cum putem combate aceste coșmaruri? Tehnica de a gestiona foarte bine felul în care ne odihnim și felul în care visăm este cea pe care o spuneam mai devreme, și anume de detașare de problemele care urmează a doua zi. Dar asta înseamnă că trebuie să ne facem un bilanț al zilei. Ce a fost bine pe ziua de azi, ce a fost rău și care mai este problema la care încă mă gândesc și care nu s-a rezolvat, dar va urma mâine. Dacă va urma mâine, înseamnă că trebuie să o las în stand-by, să mă detașez de ea, să-mi fac acel scenariu pozitiv în care toate lucrurile a doua zi îmi vor ieși și automat ne vom odihni și vom visa ceea ce trebuie. De multe ori vom avea și soluții. De ce? Pentru că liniștindu-ne emoțional, vom avea timpul nopții în care să reușim să găsim soluțiile. De fapt, din subconștient apar aceste soluții. Un lucru extrem de important ar fi să observăm emoțiile pe care le avem în timpul visului, pentru că de multe ori spunem, am visat ceva, nu știu ce înseamnă. Bun, dar hai să vedem ce emoții am trăit. A fost o emoție pozitivă, pentru că putem să visăm lucruri care teoretic sună urât, dar nefiind o emoție de teamă sau de furie sau știu eu ce, nu putem să interpretăm că am avut un vis rău.